Vă salut! Bună. Domnul Regă, eu vreau să vă rog un lucru, pentru că chiar cu adevărat am încercat să vorbesc singură la cameră. Nu-mi reușește mie, dar astăzi joi, joia mare, așa se spune, am văzut o postare, nu postare, am văzut briefing-ul organizat de către ministra medicină, dar oarbă în medicină, briefing-ul organizat cu Oleg Crăciun, directorul spitalului Cahur, ce funcție are. Vreau chiar acum să-mi expun părerea și să o întreb pe Viorica Dumbrăveanu. Dacă eu am fost cândva la Cahur, dar ce să fac el la Cahur, pentru că ea nu este medic de specialitate. Domnul Crăciun îi răspunde acum, îi dă un dar de seamă și folosește niște termeni medicali. Acolo eu am comentat și am zis că nu înțeles, Viorica Dumbrăveanu, exact tot mesajul. Deci, doamna Dumbrăveanu, ce faci, mă, ta? Pentru că nu cunoști absolut nimic în medicină și de ce voi nu faceți briefing-urile acestea ca să intri în direct cetățenii cu voi, să vă spună realitatea? Să citiți acolo la comentariile cele, cum dă un comentariu o doamnă care spune că se tratează acasă, e testată pozitiv și se tratează acasă. Cum se spune că cei cu formă deci, ușoară de ușoară se îmbolnăvire. vor trata acasă, dar ei au plătit poliță. Ba mai Spune, eu mult, vreau vor să fi vă iau. diagnosticați la telefon, am auzit. Ce spuneți? Vor fi diagnosticați și tratați la telefon, am auzit, acei cu forme ușoare. Dar la Cahul sunt minuni. Sunt minuni de groază. De ce, domnul Crăciun, dumneavoastră mă cunoașteți, domnul Crăciun, de ce dumneavoastră nu spuneți cum sunt alimentați în toate spitalele la Cahul? Eu am stat într-un an de 4 zile, de 4 ori în Ori. spital, geriatrie, cardiologie și terapie, dacă nu greșesc, am stat în spital de 4 ori, de 4 ani, de 4 ani într-un, De de patru ori 4 ori într-un an. într-un an am stat în spital. Ce spuneți? Da, de patru ori într-un an, vă ajutam. Păi da, dar vă zic, eu sunt așa de emoționată, cu toate că am alți treburi, dar am lepădat să spun, să comunic, pentru că nu e corect ce spun ei. Uitați-vă ce se întâmplă. De câte ori am stat în spital, de atâtea ori am depus plângeri în comun cu mulți pacienți care eram în spital și ne primeam niște răspunsuri de groază. În primul rând, la Cahul nu se respectă regimul de alimentație. Recent eu am fost la o rudă de-a mea foarte apropiat, care a fost internată într-o secție, nu o numesc secția, deci eu am văzut niște aparate acestea curuiesc, care pretins trebuie să se unească la respirație artificială. Deci, vă zic, e ceva de nedescris în Cahul și ei ies cu așa fel de rapoarte și spune raport finisat. Dar de când domnul Crăciun, mă, tată, e urcat dintr-o barcă în alta? Domn Crăciun, chemați-mă la dumneavoastră și mergem noi să vedem în toate secțiile ce este. În secția geriatrie, fostă geriatrie, fosta secție de maternitate. Mi-a plăcut acolo. Știți de ce? De atâta că mi-am amintit în anii 80-83, că am născut în acea maternitate, cu aceleași uși, cu aceleași geamuri, nicio ușă schimbată. Și ei, și comedii faceți voi acum, oameni buni, dar lumea trebuie să vorbească, lumea nu trebuie să tacă. Și domnul Crăciun se laudă că la noi așa e bine. Vreau să spun, mă întorc înapoi, regimul alimentar este unul încălcat. La ora 9:30, dacă e la 9:20, dat ceaiul și un ou răcit, și ceaiul și la tot răcit, asta știți că e dat la ora 8. De ce eu când stăteam la Chișinău, la ora 8 se dădea primul dejun, un mic dejun, un ceai, o bucățică de pâine și puțin untră, la ora 11 altă masă, la ora 3-4 altă masă și la ora 5 era, sau la 6 altă masă. Eu nu mă duc la spital ca să mă îngraș, eu merg la spital ca să fac un tratament și organismul meu să fie menținut, sănătatea mea să fie menținută și cu alimentație bine calorică. Deci eu îmi puneam plângerile aici la Cahul împreună cu mulți pacienți și spuneam, indicam că nu este hrana aliment, nu este hrana bună. Acolo niciun un drop de morcov nu este în mâncare ce e. Eu le spun, am și acum plângerile cele. Nu se poate, domnul Crăciun. Priviți și mă auziți, știți numărul meu de contact, mă sunați și îndovediți și ne afirmați că nu este așa, cum zic eu. Dar așa este. Ce se face acum ea la secte de boli infecțioase? Acolo lumea se ferește. Și ei spun, da, avem toate cele. Dar nu-i drept.
N-am știut cum să vorbesc eu singur în ghiroc, în direct. Vreau să-mi contra, să mă contraziceți, ziceți și să-mi spuneți. Vreau să aduc mulțumire doar secției de internare. Secția de internare de la noi, de la Cacou, da, este foarte bine, e dotată. Dar acel colectiv, într-adevăr, muncește cu trup și suflet. Toți au pus jurământ acolo. Veronica Dumbrăveanu, a ta ai pus jurământ? Eu știu trei fraze din medicină, fiind pentru că am făcut facultate, nu facultativ, am făcut trei cursuri, când am învățat pedagogie, am făcut trei ani, am învățat medicină. Și ai învățat Dumbrăveanu. Și ai învățat Dumbrăveanu, deși te faci, deși te faci rușine. Te faci de rușine. Și felii vorbești. Și cu darea asta de seamă. Și ești la contabilitate? Ești la raport? Rușine, Dumbrăveanu. Rușine și odată vă spun rușine. Nu faceți medicina, medicina de rușine. El nu știe, o buchie în medicină și e mare medic, doctor cu alături cu Dodon. Și Dodonul Sânghi și e mai bună. La ce ești bună, doamna Dumbrăveanu? Răspundeți-ne și spuneți-ne în comentarii, vă dau și numărul meu telefon, mă găsiți. Nu-i normal. Vă contrazic, domnul Oleg Crăciun, nu săriți dintr-o barcă în alta și faceți așa ca să fie alimentația corectă la cetățeni, să fie dată mâncarea la ora 8, la ora 10 și la ora 2 când se dă. De ce eu la Chișinău, așa vă zic, mâncam într-un mod și aici în alt mod? Nu credeți că n-am slăbit, am slăbit acasă și m-am greșit la spital. La Cacol nu am sisteme. Eu am cumpărat sisteme când am stat în spital pentru picurătoare. N-aveau țina rezin să ofere. Și când l-au adus, eu dau să... Și el se fărâma în parcă era var. Eu zic, de unde l-ați luat de asta? De ce nu-mi dați? Eu vi l-am adus pentru dumneavoastră. Ce sisteme? Sisteme pentru picurători, asta se numește. Capine sau cum se numesc? Da, perfuzii, dar ce înseamnă? Chestiile cele din plastic cu conținutul lichid sau chiar suportul de metal și seringi și tot așa? Capine, le spune, sistem pentru picurătoare, care cu seringă, cu toate cele. Am înțeles, în română îi zice perfuzie. Bun, dar la ce etaj e secția geriatriei sau, de exemplu, traumatologie la spitalul din Cahul? Ce spuneți? La ce etaj sunt? Geriatria, traumatologia. A, geriatria, vă zic, e la etajul 1, fosta maternitate veche. La partier. Nu, clădire veche. La partier, a? Ok. La partier și e accesibil, nu e cu scări multe. Ai, nu. Adică e accesibil. Dar traumatologia? Traumatologia e la etajul 3, dacă nu greșesc, o ridicat-o. Fără lift. Este ascensor. Acolo este ascensat. Bun. Dar vreau să mă întorc înapoi. Vreau să aduc mulțumire secției de internare. Acolo este medic șef, doamna Elena Jerebețcaia. Eu, vă zic, eu merg cu sfioasă la acea doamnă, în sensul bun al cuvântului. Și întreg colectivul de acolo de la internare. E un colectiv care... Eu miresc, îi le port toată stima și tot respectul. Și de ani de zile eu acest lucru am observat. De ani de zile, nu-i de o zi. Și nu se comport cu mine așa că eu sunt Rotaru Tamara. Dar cu toți cetățenii am auzit cuvinte de laudă de la mulți cetățeni. Este o doamnă cu respect. Acolo toți medici care sunt de serviciu, vă zic, sunt niște oameni cu suflet și cu dureri. Eu cuvinte nu am pentru deși. Ce poate Dumbrăveanu să facă? Absolut, ea nu știe nici de suflet, nu știe nici de jurământ și nici atât mai mult. Nu doare capul de durerea cetățenilor. Să citească Dumbrăveanu acolo ce comentarii dă o femeie care ea se tratează de COVID acasă. Închideți, domnul Glebchi, vă spun că eu sunt indignată. Azi mă duc acum și să fac toată treaba, să prășesc tot Burianu de la drum. Ministru trebuie să facă politici, să fie manager bun, nu trebuie neapărat să fie medic. Poate taman cu medic e mai necesar acolo pe prima linie și de minister și de management să se ocupe o juristă ca Madame Dumbrăveanu. Părerea mea. Dar nu mai are ministerul ăsta noroc. A fost Silvia Radu, tot așa ne-a reproșat că nu-i numai decât să cunoască medicină, dar și să cunoască, să furi banii. Mai ales că ministerul acela e comasat împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și al familiei. Deci are o grămadă de preocupări, nu doar medicină. Domnule. Da, doamna Tamara. Principala lor ocupare de a sustrage, de a mulge bani din polițele este. Asta e lor principala preocupare. Absolut nu doare pe desa nici în cot. Eu să fiu acolo, dar eu aș prinda toate spitalele, tot, dar să știu să fiu în funcție că am învățat, că știu ce să mă, unde să mă bag, să mă zișiți. Și așa că eu le știu multe. De asta se ocupă Casa Națională de Asigurări Medicale sau Sociale, nu se ocupă ministerul.
Eu vreau, eu văd că dumneavoastră rugați că cumva să mă liniștiți, dar nu, nu merge. Nu merge, că la Cahul pacienții nu sunt alimentați conform unui, nu vă spun, că Când mâncarea. ați cerut lista de alimente necesare a fi incluse într-un meniu de spital, ați comparat sau doar v-a părut așa impresia că nu era suficient de bun? Comparați cu meniul dumneavoastră de acasă, dar de regulă acasă oamenii mănâncă prea mult, nesănătos, pe când la spital, pentru că vă tratează, vă dau alimente sănătoase, vă dau puține ca să vă facă bine. Eu vă zic, foarte bine am înțeles. Nu am solicitat lista, nu am solicitat-o și nici n-am știut, pentru că blocul alimentar este în altă parte. Eu mă refer la acel fapt, că mâncarea se dă foarte târziu. Dacă e la ora, vă zic, dacă e la 9 și 20, asta se face dimineață, dar tot timpul este trecut din 9:30, fără 20, 10 și fără 10, 10, ni se aduce, haideți la ceai, ne spune dimineața, poftim la ceai, ceai și la răși. Și câte o ouă acolo și o cașă, tot așa e rece. Dar dimineața pastile trebuie să le administrezi la ora 8, sunt pastile care se administrează la ora 7. Domnul Oleg, eu Odată cu înțeleg. mâncarea sau cum? Pastilele Poftim? dimineață trebuie administrate odată cu masa sau cum? Sunt pastile care se administrează înainte de masă și după masă. Dar sunt pastile care, eu, de exemplu, eu dacă administrez exact la ora 7 o pastilă, împotriva glandii tiroidii. Aici dacă eu administrez, la ora 7, de regulă o administrez. Sunt și alte pastile care medicul le indică la ora 8. Și după aceea, după jumătate de oră să mănânci. Dar vă zic, eu nu m-am dus la spital că n-am și mâncat acasă. Ideea e că acel borș care ni se dă sau supă ni se dădea, nici morcov nu avea, nici suchei eu după o bucată de morcov în pot să-ți chișe. Știu tot, știi și domnul Spânu, eu tuturor le-am spus, eu de multe ori am vorbit despre, la tema dată, dar acum eu am rămas uimită de ce spune domnul Crăciun. Nu să zici domnul Crăciun dintr-o barcă în alta, știți o lecuță mai aproape de cetățeni. Eu vă zic la revedere și vă mulțumesc. Să se uite și să uite și să aud de altă dată, eu mă văd să fac video singur. La revedere! Ne-am înțeles, la revedere!